Sfânta Liturghie, cum o definește învățătura de credință creștin-ortodoxă, este cea mai de seamă sfântă slujbă obștească a bisericii care se roagă. Este miezul cultului divin, public și comun, precum și culmea cea mai înaltă a trăirii duhovnicești. Mântuitoarea jertfă de pe Golgota este izvorul tuturor darurilor, iar Sfânta Liturghie este aducerea necontenită a acestei jertfe și însăși lucrarea lui Hristos în biserică. Ea este dumnezeiască și prea sfântă taina tainelor lui Iisus Hristos și se săvârșește numai de către arhiereu și de preot și nu se numără în numărul celor 7 laude. După Sfântul Nicolae Cabasila, săvârșirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor în dumnezeiescul trup și sânge, iar ca scop sfințirea credincioșilor, care prin aceasta dobândesc iertarea păcatelor și moștenirea împărăției cerurilor. Căci sfințirea darurilor, adică jertfa, însăși amintește de moartea, învierea și înălțarea Mântuitorului, deoarece cinstitele daruri se prefac în însuși dumnezeiescul trup cu care El a fost răstignit, a înviat și s-a înălțat la cer. Sfânta Liturghie este o actualizare pentru noi a lucrării mântuitoare a lui Hristos, care începe prin naștere și sfârșește prin moartea urmată de înviere. Iisus Hristos ne face oarecum contemporan cu sine în drumul său împlinit pe pământ pentru noi, sau se face oarecum El contemporan cu noi în acest drum străbătut de El. Termenul de liturghie, adică însăși liturghie, întrebuințat astăzi în biserică și în teologie ortodoxă, este de origine greacă. Liturghia, care este destul de veche, fiind întrebuințată încă înainte de era creștină, iar înțelesul său actual s-a întrebuințat mult mai târziu. La început însemna orice serviciu sau orice slujbă publică, de interes public sau obștesc. Liton, de la laus, adică ceea ce înseamnă popor, și ergon, ceea ce înseamnă lucru, lucrar sau operă. Orice activitate depusă de un slujbaș al statului spre folosul poporului, cel care se vășa în creștinism. Termenul liturgia a căpătat întrebuințare religioasă din Septuaginta, după cuvântul ebraic abadah, prin care se indicau funcțiile preoților și leviților legii vechi în legătură cu cultul îndeplinit la cortul mărturiei și la templu. Cu acest înțeles întâlnim și în Noul Testament. Liturghia este o rânduială de sfinte rugăciuni, în timpul căreia se săvârșește cea mai mare taină a iubirii lui Dumnezeu față de neamul omenesc, jertfa fără de sânge, întemeiată de Mântuitorul la cina cea de taină. Iisus, luând pâinea și binecuvântând, a frânt și a dat ucenicilor săi zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Luând apoi paharul și mulțumind, le-a dat lor zicând: bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii cele noi, care pentru mulți se varsă spre iertare păcatelor. Matei, capitolul 26, versetul 26-28. Scopul Sfintei Liturghii este sfințirea darurilor și împărtășirea credincioșilor cu trupul și sângele Mântuitorului. Sfântul Ioan de Cronstadt menționează: lucrarea pe care Dumnezeu o săvârșește prin liturghie întrece prin măreția sa chiar însăși facerea lumii. Este cu adevărat o slujire cerească a lui Dumnezeu pe pământ. Hrănește mintea, cheamă lacrimi de umilință, de evlavie, adună pe toți într-o singură unire frățească, împreunează cerul cu pământul, oamenii cu îngerii. Oare de ce oamenii sunt atât de nepăsători față de liturghie? De ce iubesc mai mult teatrul decât biserica? Din sărăcia judecății, din puțină credință și din necredință, și mai ales din pricina patimilor acestei vieți. Fiecare creștin ortodox e dator să pătrundă cu inima în profunzimea conținutului liturghiei. Și iată că Sfânta Liturghie este împărțită în două părți mari: proscomedia, care se săvârșește în taină, și liturghia propriu-zisă, ce se săvârșește în auzul credincioșilor, care este compusă din liturghia catehumenilor și liturghia credincioșilor. Prima parte a Sfintei Liturghii, proscomedia, provine de la cuvântul grecesc proscomizo, ce înseamnă a aduce, a pune înainte, a oferi. Ea e rânduiala pregătirii darurilor de pâine și de vin, care alcătuiesc materia Sfintei împărtășanii. Și aici se pomenesc vii și morții. Cum se pomenesc vii și morții la proscomedie? Preotul scoate câte o mică
părticică pentru fiecare nume care se pomenește. Din prescurile aduse de creștini, zicând pomenește Doamne și citește numele. Aceste părticele scoase sunt așezate pe discos, alături de părticele scoase din cele cinci prescuri mari, din care se va săvârși Sfânta Euharistie. Cât de minunat este acest moment, ne relatează Sfântul Ioan de Kronstadt. Când aduceți la altar prescuri pentru a se scoate din ele părticele pentru cei vii și răpusați, intrați în comuniune cu Domnul, cu Maica Domnului, cu Ioan Botezătorul, prorocii, cu apostolii, mucenicii și toți sfinții. Cât de mare este această jertfă adusă lui Dumnezeu? Ce simbolizează proscomedia? Pe de o parte, ea prin chipul e nașterea și copilăria Mântuitorului, iar pe de altă parte, patimele Lui. Liturgia catehumenilor este alcătuită din următoarele părți. Începe cu binecuvântarea preotului. Binecuvântat este împărăția Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Credincioșii, binecuvântând împreună cu preotul pe Dumnezeu, vor fi binecuvântați ei însăși de El. Cine vine în locașul Bisericii lui Dumnezeu este ca și cum ar veni în împărăția Lui și se cuvine să-i aducă Domnului pocăință, pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu intră nimic întinat. După aceasta urmează ectenia mare. Este o rugăciune alcătuită de mai multe cereri pentru felurite trebuințe sufletești și trupești ale credincioșilor. La fiecare din aceste cereri, credincioșul trebuie să răspundă, Doamne, miluiește. Antifoanele sunt trei imne care ne aduc cu gândul la vremea când Mântuitorul era pe pământ, dar lumea încă nu îl cunoștea. Urmând fericirile care alcătuiesc antifonul din urmă, ele fac parte din predica de pe munte ținută de Iisus Hristos oamenilor. Matei, capitolul 5, 3-12. Și închipuie începerea lucrării în lumea Domnului, deschiderea Sfinților uși împărătești, la sfârșitul antifonului al treilea, arată că Mântuitorul iese din taina vieții necunoscute de până acum și se arată lumii. Vocodul mic sau ieșirea cu Sfânta Evanghelie, prin chipul ieșirea Mântuitorului în lume spre propovăduirea Evangheliei. De aceea cântăm cu toții, veniți să ne închinăm și scădem la Hristos. În acest moment credincioșii își fac cu evlavie semnul Sfintei Cruci și se închină. Imnul Trisagion, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne prin noi. Imnul acesta a fost preluat de la îngeri și combinat cu cuvinte din psalm, căci Sfânt, strigat de trei ori, este cântarea îngerilor, iar Dumnezeu Tare și Fără de Moarte este al fericitului proroc David. Biserica a adăugat la ele cuvântul, miluiește-ne pe noi. În acest timp, ușile împărătești continuă să rămână deschise, căci cântarea credincioșilor se unește cu a preotului din altar și întreaga biserică este unită cu îngerii care slăvesc și ei pe Dumnezeu în jurul jertfelnicului ceresc. Citirea Apostolului și a Sfintei Evangheliei. Apostolul preînchipuiește trimiterea Sfinților Apostoli la propovăduire. Preotul rostind să luăm aminte pentru a evidenția că conținutul celor ce se vor citi sunt de profunzime dumnezeiască și hotărător pentru mântuire. În acest moment preotul aduce tămâie, care e simbolul rugăciunii curate. De aceea, în acest moment, credincioșii trebuie să asculte cu evlavie cele citite. Citirea Sfintei Evanghelii simbolizează însăși cuvintele lui Iisus și din aceea ni se cere să o ascultăm, stând drepți cu cugetul și cu cuvântul, căci ea ne descoperă adevărata înțelepciune, prin care ajungem la viața veșnică. Fericitul Augustin ne sfătuiește să ascultăm Sfânta Evanghelie ca și cum Domnul ar fi înaintea noastră. Sfântul Ioan Gură de Aur, înainte de citirea Sfintei Evanghelie, se ruga, Doamne Iisuse Hristoase, deschide ochii inimii mele ca să pricep și să fac voia Ta. Ectenia întrăită și ectenia pentru catehumeni. Catehumenii sunt oamenii care n-au primit botezul, dar care se pregăteau să intre în creștinism. Ei aveau dreptul să asiste la liturghie până la cuvintele cei chemați, ieșiți. Partea a doua, liturghia credincioșilor. Se numește liturghie credincioșilor deoarece în vechime aveau dreptul să participe doar creștinii ce erau botezați, care nu se făcuseră vinovați de păcate grele. Ea e cea mai sfântă parte a liturghiei și începe cu ectenia, cât suntem credincioși, iară și iară cu pace să ne rugăm Domnului. Această concediere era însoțită odinioară de închiderea ușilor bisericilor
Și astăzi diaconul proclamă ca o remiscență, ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Simeon al Tesalonicului, susțin că exclamația ușile semnifică faptul că în fața înfricoșătoarei și necuprinse taine, ușile istoriei se închid. Catehumenii au asistat la venirea cuvântului în istorie și acum sunt concediați, credincioșii sunt reținuți și se pregătesc pentru prezentarea la judecată. Preotul rostește: la tine cădem, pe tine te rugăm, dă-ne nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea împărăției. Credinciosul trece astfel prin judecată, își mărturisește credința rostind crezul și în momentul împărtășirii consumă focul ce va să vină și prin anticipare învie și trăiește în mod real venirea împărăției, sfânta liturghie a credincioșilor. Are loc în lume, dar nu este în această lume. Sfânta liturghie a credincioșilor are loc în lume, dar nu este în această lume și de aceea adunarea credincioșilor are ceva în mod mistic închis. Ei sunt sfințiți prin taina Sfântului Botez și al Mirungirii, devenind membrii ai preoției împărătești și sunt co-liturghistori cu preotul. La originea căderii este mâncarea fructului oprit. Acest act a introdus în ființa omului un element străin de natura lui, râul, revolta, negația, suferința, moartea. Toate jertfele din Vechiul Testament nu erau decât preînchipuiri, în ghilimele, și așteptare a unicei jertfe mântuitoare. Fiul lui Dumnezeu se jertfește pentru mântuirea lumii, este iubirea răstignită care se dă hrană spre vindecare din moarte. Jertfa fiului este o jertfă adusă Tatălui pentru totdeauna. Tu ești cel ce dăruiești și te dăruiești, ale tale dintr-o ale tale. Ție îți aducem de toate și pentru toate. Al hieroviclui afirmă că cei credincioși sunt în mod mistic identificați cu hieruvimii. Sunt icoana lor vie în umanitate și de aceea el cheamă la lepădare grijii lumești. Acum biserica privește taina cea mare, pe împăratul intrând smerit în Ierusalim să se jertfească pe Golgota și spre înmormântare. Împăratul tuturor se jertfește, arătându-ne adevărata stăpânire pe care o câștigă prin aceasta peste suflete, ca cel mai adevărat împărat. Preotul cere după pilda tâlharului răstignit la dreapta lui Hristos pomenirea tuturor celor ce cred în El în împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritori creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Simbolul în dumnezească liturghie este crezul, care este o manifestare a sobornicității bisericii în dreapta credință, întemeiată pe mărturisirea comună a dragostei lui Dumnezeu față de noi și a dragostei noastre față de El și între noi. Prin mărturisirea comună a crezului de către credincioși, ei se pregătesc să primească pe același Hristos prin Sfânta Împărtășanie. În vremurile vechi, întreg poporul lua parte la salutarea liturgică pecetuită de sărutarea păcii, ce anticipă cântarea simbolului de credință. Sosirea momentului pentru aducerea Sfintei Jertfi este semnalată de către diacon printr-o frază rostită solemn: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta Jertfă cu pace o aduce. Această formulă are menire ca să concentreze creștinii cu toată ființa asupra momentului celui mai sublim. Să stăm frumos și plin de cuviință, precum se cuvine oamenilor să stea înaintea lui Dumnezeu, cu teamă și cu tremur, adică stăpâniți de o emoție sfântă. Poporul răspunde: mila păcii, jertfa laudii. După Nicolae Cabasila, noi dăruim numai mila celui ce, în care a zis: milă voiesc, iar nu jertfă. Preotul sublinează deja caracterul său triimic, dând binecuvântare. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. 2 Corinteni 13, versetele la 15. Astfel, scurtul dialog dintre preot și credincioși rezumă puternic întreg sens al Sfintei Euharistiei, adică lucrarea de mulțumire adusă de către credincioși Sfintei Triimi. Cuvintele "sus să avem inimile" confirmă că liturghia se săvârșește în cer, nu pe pământ. Despre cer Sfântul Ioan Gurgureanu a spus: eu contemplu
pe stăpânul cerului, eu însumi devin cer. Chemarea sus avem inimile este o avertizare ultimă și solemnă. Să ne temem ca nu cumva să rămânem pe pământ. Ne avertizează același Sfânt Părinte. Noi putem, suntem liberi să rămânem jos în vale, să nu auzim, să nu vedem, să nu primim această înălțare cu adevărat grea. Dar cel care rămâne pe pământ nu are loc în această Euharistie cerească. Și atunci însuși prezența la ea devine ca o sândire a noastră. Când corul, iar prin el fiecare dintre noi răspunde, avem către Domnul, noi am dreptat inimile noastre sus către Domnul, unde se săvârșește judecata asupra noastră. Dar acela care fie căzut, fie păcătos, n-a îndreptat inima sa către cer, care n-a măsurat niciodată cerul cu pământul, acela nu-și poate îndrepta inima sus numai în acest moment. Auzind această ultimă chemare, ne vom întreba, este inima noastră îndreptată către Domnul? Este în cer? Este în Dumnezeu? După cum nu este putința cunoaște pe Dumnezeu și a nu-i mulțumi, tot așa nu e posibil să-i mulțumești lui Dumnezeu fără a-L cunoaște. Dacă întreaga viața bisericii este o mulțumire continuă, de binecuvântare, de laudă, dacă mulțumirea aceasta se înalță și din bucurie și din tristețe, din adâncul fericirii și al nefericirii, din viață și din moarte, aceasta e pentru că biserica este întâlnire cu Dumnezeu, care s-a înfăptuit în Hristos. Mântuirea este împlinită. După întunericul păcatului, al căderii și al morții, omul aduce din nou mulțumire curată, fără de păcat, liberă și desăvârșită. Omul s-a întors la locul pe care el a pregătit Dumnezeu când a creat lumea. El se află pe locul înalt, înaintea prestolului lui Dumnezeu. Stă în cer chiar în fața lui Dumnezeu și în mod liber, în plinătatea iubirii și a vederii, unește în sine întreaga lume, întreaga făptură și aduce mulțumiri. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. În aceste cuvinte e cuprins întreg creștinismul. Omul e creat pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și în cunoașterea Lui este viața adevărată, viața veșnică. Cunoașterea pur rațională a pierdut accesul la esența celui pe care tinde să-L cunoască și de aceea a încetat să fie întâlnire, comuniune și unitate. Rupt de Dumnezeu prin alegerea nebunească a vieții în afara lui Dumnezeu, a unei vieți egoiste în sine și pentru sine, Adam a început să creadă cu aceea credință de care se spune că și dracii cred și se cutremură. El însă a încercat să cunoască pe Dumnezeu și viața lui a încetat să fie o întâlnire cu Dumnezeu, să comunici cu El. Și totuși după această întâlnire cu Dumnezeu, Cel care este viața vieții, însetează sufletul și nu poate fi altfel, căci această însetare există în adâncul ei ultim. Însetat este sufletul meu de Dumnezeu cel viu, spune Psalmul 3, versetul 2. În sfârșit, mulțumirea, fiind împlinirea libertății, acelei adevărate libertăți, despre care Hristos a spus, cunoașteți adevărul și adevărul vă face liberi. Creștinii ar trebui să cunoască mai bine decât alții, că de fapt în lumea aceasta, în ghilimele, robită păcatului și morții, nimeni n-a fost în stare să definească esența libertății devenită idol. Noi cunoaștem despre libertate, dar nu cunoaștem libertatea. Pentru cel din închisoare, libertatea începe dincolo de pereții celulei. Pentru cel ce trăiește în libertate, ea constă în a depăși o oarecare lipsă de libertate și așa la infinit. Totuși, oricâte straturi de nelibertate am înlătura, îndepărtând unul, aflăm inevitabil sub el altul. În acest fel, lumea aceasta, cu logica și cu categoriile ei, nu este în stare să definească libertatea în esență. Rugăciunea anamnezei. În noaptea în care a fost vândut Mântuitorul, luând pâine, a dat ucenicilor să zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care pentru voi și pentru mulți se sfârânge spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul, bezi dintr-o acesta toți, aceste sângele meu care se varsă spre iertarea păcatelor. Aceste cuvinte dezvoltă tema care se află în centrul Sfintei Taine, prezența Domnului. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Amintirea cinei de taine este situată deasupra timpului și a marginilor sale. Rugăciunea preotului cu ajutorul formelor gramaticale
ale trecutului. Vorbește despre evenimentele viitoare, amintindu-ne așadar de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de înviere, de înălțare la cer, de a doua și slăvită venire. Astfel, Euharistia, împărtășania, este și trăirea prezenței lui Hristos. El este acela care ne adună pe noi pe toți în biserică. El ne deschide nouă mintea ca să înțelegem cuvântul lui. El este cel ce aduce și cel ce se aduce. Și în sfârșit, El cu mulțumirea sa dăruită nouă, ne înalță la cer, ne descoperă accesul la Tatăl Său. Aceasta înseamnă că aducerea aminte și-a atins scopul prin înălțarea bisericii la cer și transformându-se în mulțumire, care este tocmai realitatea împărăției. Pentru că atunci, în acea noapte, la cena cea de taină, Hristos a arătat-o și a încredințat-o urmașilor Săi. Și eu vă încredințez vouă împărăție, precum mi-a încredințat-o mie Tatăl, ca să mâncați și să bieți la cina mea în împărăția mea. Luca, capitolul 22, verset 23-30. Când ne apropiem de împărtășanie, ne rugăm, cinei tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu mă primește. Aceasta este identificarea dintre ceea ce se săvârșește astăzi cu ceea ce se săvârșit atunci. Adică noi suntem prezenți în aceeași împărăție, la aceeași cină pe care a săvârșit-o în acea noapte Hristos, cu Cel pe care i-a iubit până la sfârșit. Din iubire a creat Dumnezeu lumea, prin iubire n-a părăsit-o când a căzut în păcat. Din iubire a trimis pe Fiul Său unul născut, a trimis iubirea să se jertfească. Și iată acum la această cină, El descoperă și dăruiește iubirea ca fiind împărăția sa. Căci împărăția sa este și rămâne în iubire. Precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în iubirea mea. Rugăciune de picleză, preotul rostește ale tale, ți să aducem toate, de toate și pentru toate. Aceasta este rugăciunea prefacerii pâinii și vinului în trupul și sângele Mântuitorului prin invocarea Duhului Sfânt. Te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite Duhul Tău Sfânt peste noi și peste aceste daruri care sunt puse înainte și fă adică această pâine cinstit trupul Hristosului Tău. Iar ceea ce este în acest potir, cinstit sângele Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Euharistia, Sfânta Împărtășanie, este taina unității Bisericii. La liturghie noi ne rugăm, iar pe noi, pe toți, care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești unul cu altul, prin împărtășirea celorlalți Sfânt Duh. În ziua cinzecimii a coborât asupra Bisericii Duhul Sfânt și cu El și în El a coborât timpul cel nou. Iată, fac nouă toate. Apocalipsa 21:5. Astfel a fi într-un timp nou, înseamnă a fi în Duhul Sfânt. În aceasta își constă esența liturghiei. Ca să ne înălțăm în Duhul Sfânt și într-un El să transformăm timpul cel vechi în timpul nou. Liturghia care se săvârșește pe pământ, se săvârșește și în cer. Dar ceea ce se săvârșește în cer deja există. Deja s-a săvârșit și ne este dat. Căci Hristos s-a întrupat, a murit pe cruce, s-a coborât în iad, a înviat din morți, s-a înălțat la cer. Ne-a trimis Duhul Sfânt. În liturghie care ne este încredințată, noi o să o săvârșim până ce El va veni, noi nu repetăm și nu preînchipuim, ci ne înălțăm în acea taină a mântuirii și a vieții celei noi, săvârșite odată, însă dăruită nouă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. În această Euharistie cerească, veșnic și deasupra lumii, nu Hristos coboară la noi, ci noi ne înălțăm la El. Împărtășirea credincioșilor, credincioșii se adună în fața ușilor împărățești, precum oarecând femeile mironosite la mormânt. Ușile se deschid larg, în liniște, simbolul al Arhanghelului Gabriel, care a răsturnat piatra de pe mormânt, ținând în mâini Sfântul Potir. Preotul apare în fața credincioșilor. Este arătarea lui Hristos cel înviat, care vine să le dăruiască viața veșnică. Preotul rostește cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Apoi credincioșii care vor să se împărtășească rostesc împreună cu preotul rugăciunea dinainte de împărtășanie. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Așa mai departe. Cei care se împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului se sfințesc, se îndumnezeiesc. Cei care se împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului se sfințesc, se îndumnezeiesc. Și Sfântul, iar Nicolae Cabasila menționează, țărâna care primește demnitatea împărătească,
nu mai este țărână, ci se transformă în substanța împăratului ceresc. După împărtășanie, urmând mulțumirea. Pe împărtășirea credincioșului, preotul înalță Sfântul Potir, zicând binecuvântarea Domnului, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, să fie cu voi cu toții. Astfel, înălțarea potirului, cu valurile de tămâie care învăluie Sfintele Daruri, simbolizează înălțarea lui Iisus la ceruri, urmând rugăciunea amvonului pe care preotul rostește în mijlocul bisericii și care subliniază un ultim acord triimic. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Misiunea lui Hristos de mântuire a neamului omenesc a luat sfârșit. Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce ai plinit toată taina rânduielii părintești, umple de bucurie și de veselie inimile noastre. Apocalipsa, aici fiind o concluzie, Apocalipsa ne spune că, într-un anumit sens, lumea a fost creată pentru a deveni liturgie, cinstire, laudă. În timpul liturgiei, omul își orientează vederea nu asupra sa, ci asupra lui Dumnezeu și a măririi lui. Poate oare prietenii mirelui să se întristeze atât timp cât mirele este cu ei? Acești prieteni, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, sunt creștinii, martori ai negrăitelor și necuprinselor taine, atât de minunate încât îngerii se cutremură, își acoperă ochii și se minunează în fața negrăitii taine a iubirii răstignite. Fiecare credincioș trăiește în Sfânta Liturghie perfecțiunea Duhului care îl duce deja spre acel dincolo, unde ne vom odihni și vom vedea. Vom vedea și vom iubi. Vom iubi și vom lăuda pe Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Și n-ar trebui să spun, sau unde este? Sau unde? Ce vă spune, abate? Pe mine mă spune așa, mă sufoacă chiar la mine în biserică atunci când creștinii nu s-a atenți la liturghie. Atunci când, în primul rând, ce ține de respectul nostru față de credincioși, când noi nu prea învățăm ce înseamnă liturghie. Practic, noi venim la Sfânta Liturghie și începem, da, după Sfânta Liturghie ținem predic, dar predic numai asupra zilei care s-a citit asupra Evangheliei. Dar a învăța credincioșii în adevăr, eu pot să menționez pentru persoana mea, în adevăr, ce înseamnă liturghie, nu prea reușim să învățăm, pentru că este să învățăm pe creștini să nu creadă că este teatru liturghia. Liturghia este o lucrare divină, dumnezeiască. Și aceasta eu mă adresez în persoana mea, pe care nu prea o menționăm la creștini, o spunem. Și aici e o leac de foc. Pentru că, practic, vine, ai împomenit, zici, și morță, proscomedie, nu știu ce, și el de asta știe, dar ca să intre, să fie prezent la rugăciune, cum se vorbește aici, că, cu Dumnezeu, pentru că și omul este un mic, adică Dumnezeu până la urmă. Omul nu ajunge, înțelegeți, asta e realitatea. Față de cum, nu că, eu vreau să spun, față de cum când eram, mergeam la biserică, când eram seminariști în România, normal că parcă îmi pare că, și normal că ceva se petrece, ceva mai deosebit, adică chiar aceeași și rugăciune și nu-i vorbă în biserică în timpul Sfintei. La care slujbă? La slujbă, da, slujbă. Vorbim pe eu, care frumos vorbim, dar ce vorbim, nu știu, idei n-am. Aici lucruri care trebuie să fac la școala duminicală. Așa, părinte, a vrut să ajung. Școala duminicală este trebuie să faci și lămurit, omul, fiecare om în parte să-i lămurești în modul pe care cum poate el să înțeleagă. Termenii teologici sunt foarte grei. Care credeți în școală deja cunoașteți acest lucru. Termenii teologici pentru lume sunt foarte grei, chiar pentru copii. Asta e clar că trebuie să fie un dicționar religios apart făcut. Când în dexul de astăzi, care este, cine l-are acasă? Dicționarul de cuvinte. Foarte puțin. Și acolo, dacă este lămurit, este lămurit foarte în scurt. Însă noi încearcă la un bătrân de 60-70 de ani să-i lămurești ce înseamnă liturghie catehomenilor. El, în primul rând, nu poate pronunța aceasta. Da. Dar lui, el nici nu înțelege ce rol joacă ea. Cu atât mai mult că am văzut, chiar când a venit patriarhul la noi, în Republica Moldova.
iectenia celor chemați nu a fost pronunțată, este scoasă. Și mulți dintre preotul scoară. Părinților, asta chiar e o chestie că, folosindu-se de practica românilor, ca românii zic că deja nu mai este util să, sau nu este perfect să, actual să folosim această iectenie, că deja sunt toți botezați, adică ar trebui scurtat. Părinți, sunt foarte mulți, sunt nebotezați. Sunt nebotezați și de a scurta în timpul liturghiei ceva, asta cred că e destul. În primul rând, e calcare. Părinte, vreau o reflecție că la momentul ăsta, de ce anume iectenia celor chemați este și noi nu putem să o scoatem? Măcar chiar dacă toți botezați. Metropolitul Inimii Fecică a scris și o carte Liturghie Verde. Foarte, când o citești, apoi vreau să deschid ochii și vezi altfel ce înseamnă liturghie, începe altfel, înțelegi multe lucruri. El lămurește că oamenii care se botezați, dar nu știu nimic despre liturghie, îi sunt la un nivel cu ești chemați. Și e clar că noi nu le dăm de afară din biserică. Cum aș trebui să rămâi, dar măcar să simțească ea, că cumva preotul să lămurească, că dacă încă nu sunteți că așa pregătiți, dacă nu vă împărtășiți, dacă nu participați în liturghie, dacă nu trăiți cu liturghie, voi până când sunteți și chemați. Și voi cătare trebuie să ieșiți în ea. Acest lucru, părinte, ca să-l lămurești ori, dar v-am spus, trebuie folosit un limbaj și interesul tuturor. Da. Deci trebuie să-l lămurești. El auzit de liturghie, de prim nu prea înțelege și asta. Corect. Da. Pentru asta școala dominicană. În biserică e foarte greu e ca să împărțești lumea. A noștri și a voștri. Aici care sunt mai bine pregătiți și cei care mereu pregătiți. Adică orice preoți care când au început să facă oștia și aiană, apoi nu vrea nici cum s-au închis. Și că sunt a noștri, că biserică noastră chemă cu sucuri de bani și vse. Restul când vin cumva străini, apar că sunt acolo străini. Deci nu știe ce să facă. Eu am citit într-o carte, nu țin minte ce sfânt o remarcat lucrurile, dar dacă mă reușesc Sfântul Ignat Brâncianinul. Și el lămurește, i s-a pus întrebarea lui, deși în biserica creștină se folosește iectenia asta de celor chemați. Și el lămurește în felul următor, spune că dacă până atunci, la început creștinismului, îi chema pe cei care nu intras în creștinism, îi chema, la ce chema? La pocăință îi chema. Îi chema ca să intre cei credincioși. Și că în zilele de astăzi noi suntem automat toți. Începând de la preot și terminând cu cel care stă la ușa bisericii. Toți suntem chemați, nu în altă parte, la pocăință. Ce se menționează acolo în rugăciunile cele? Când cei chemați, capetele voastre plecați. Și mulțumim ți-i, Doamne, citești preotul acolo. Și celor chemați care ți-au plecat ți-i capetele, dăruiește-le. Iată unde suntem noi chemați. De atâta și rugăciunea asta pentru cei chemați nu s-a scos din practică. Pentru că de acum cei ce au fost înainte au fost, când zic de lucrurile astea, zic că nu avem dreptul, absolut nimic să scoate. Când ca să mă grăbesc, am mai multă lume sau nu știu ce. Și fiecare cuvânt să fie pronunțat în loc mai. Sunt a liturghiei, oricât de mult nu ar fi cu cor profesional, cu arhiereu, nu este mai lung de o oră jumătate. Cuvintele inițiale, cât sunteți chemați ieșiți, sunt atribuite pentru cei nebotezați. Oricât noi în timpurile noastre am putea spune că suntem chemați prin credință, dar nu în sensul cuvintelor care este acolo direct, ieșiți, cei nebotezați. Da. Nu facem filozofie. Nu, dar nu, să nu fie scoase, că mulți pretinde păi nu sunt scoase. Sunt scoase de acum, de exemplu, asta o pucă în baza unui sinod. La liturghie cu patriarhul nu a fost pronunțată. Русская церковь, я хочу вам сказать, русская церковь, она делает свои изменения в богослужебной практике. У них вообще есть, знаете, свой национальный колорит, да. Где они отличаются от греческой церкви, отличаются от Александрийской, отличаются от других церквях. В первые времена было 60 типов литургии. Все слушали, все были довольны. Единственное, что было более-менее похожим, это евхаристический канон. Так, и они все были нормальны. Мы сейчас все слушаем одинаково. Я, знаете, тоже раньше думал, я сам как бы русскоязычный, думал, что русские это там, не знаю, вверх, стява, креденцы настроили. Нет. Мы должны, наверное, больше ориентироваться сейчас на греков.
Они научили и русского Ивана, у них брали все это. Через них. Поэтому у них, я видел некоторые такие отступления, меня первые годы священство как бы шокировало. Тоже, ну как же они так? А потом я подумал, русские же сами. Русский патриарх может. Я говорю, чтобы делать вот это так, или праздник смещать так. Поэтому мы, наверное, должны родиться на грех. В службе. Батюшка, а служебники, они то, что делают, это делают, пускай делают. А мы должны исполнять служение. Вот о чем речь, вот о чем я говорю. Да. Вы знаете, главное, чтобы у нас, наверное, была любовь и вера это в Бога. А эти мелкие, маленькие, как сострадание. Oh, Lord, you say.